Păi s-a prind eu? N-am chef acum, deci... Ia, de la mine. Ia. Mă văd. E pe filmare, da? E pe filmare, da. Deci avem amnar, avem scăpărici de asta. De la el, care foarte incomod. Dar vom aprinde acest foc. Din prima, bă. Ce înseamnă self-reliance? Pot să pun un video că n-ai reușit să prinzi focul și ăla m-a prins. Da? Da? Te chiar te rog. Fă-mă de râs. Salutare, prieteni. Bine ați venit pe canalul de YouTube Cezar Outdoors. Sunt la un vechi adăpost în munții Făgăraș cu prietenul meu Carlos și am dat o tură, am plimbat, traversat și un râu, așa ne-am mudat bine. Ne plimbăm de câteva ore, cred că de vreo 2 ore și vreau să vă arătăm ce avem noi în rucsaci. Tu n-ai rucsac, ai o geantă militară. Da. Să vă arătăm așa ce ne luăm noi în rucsac. O să vedeți chestii și așa da, și așa nu, la acest video, de la... O să puteți să lăsați comentarii, să spuneți ce vi se pare că e bine, ce vi se pare că e rău, ce am făcut noi. Noi am ieșit la distracție și nu prea ne-a păsat de reguli. Așa că vă invităm la discuții. Iar acum, hai să vedem ce are Carlos în geantă și apoi vă arăt ce am eu în rucsac. Noi ne-am pregătit doar așa pentru... de câteva ore. Să vedem ce ne-am luat la noi. Care are un echipament mai potrivit, mai nepotrivit. Stăm la discuție acum. Bun. Hai, Carlos. Încep eu? Începe tu. Mănuși. Mănuși. Super. Mănuși. Fatud. Fatud. Fatud din comerț. Din comerț, da. Un briceag. Un Victorinox. Da, de conserve, chestii. Da. Și cu amnar și cu lanternă. O lanternă micuță de la Olight. Ăsta cumva a fost un mora. A fost tău cuțit? Nu vreți să vedeți toporul, Carlos? Cum arată? Așa. Un... Opi, nel? Opi. De inox, așa, bun la papa. O de-asta tufă. Nu știu. Chestie. Da, de pus la gât, la... e multifuncțional și aia. Oh, ai mâncare. Conservă de ton. Conservă de ton, îi dai gaură, faci feștilă, desfaci, pui șervețel, faci un aragaz și îți faci un ceai. Super. Niște... rope. Sfoară. Așa. Așa. Ai și teacă la cuțit. Are teacă, da, avea. Nu, doar teacă a rămas de eu. Să-mi bag picioarele, dar ce să fac? Nu-l țin în sertar. Nu, foarte bine. Hai că las puțin mai de seară. O carabă mai sănătoasă, că dacă e nevoie. Așa. Gata. A, și încă o brichetă. A, și kitul tău de tutun. Și avem, pentru că sus se face frig brusc, căciulă. Căciulă, tată, dar am băgat-o în apă. Dai bun. Gata. Pe aici, prin zona asta, e bine să aveți căcaturi de astea. De ce? Îs vipere. Da. Mai ales în sus, în șa. Deci asta e un așa da. Da. Deci să muște cârpe, nu picioare. Uh-huh. Asta e? Atât. A, stai, mai am. Uite, fii atent. Cea mai piesa de rezistență, la piesă de rezistență. Un poncio militar. Un poncio militar. Austria, parcă. Din două poți să-ți faci un fel de tentă, cortuleț. La o situație îți faci dintr-unul. Da. Și gata. Și astea îmi intră în gentuca aia. Foarte simpatică gentuța. Iar acum e rândul meu. Să vă arăt ce am eu în rucsac. Filmezi tu? Da. Ia. Dragilor, ce are Cezar Outdoors în rucsac? Rucsac de 30 de litri, rucsacul de duș, chiar. Am așa, agățat din exterior. Am un powerbank de la X-Storm, de 10.000 mAh, spray-ul de urs,
Walter. Îl găsiți pe kapapro.ro. Aveți și discount 20% dacă folosiți codul Cezar20. Detalii în linkul de mai jos. Am avut telefonul încărcat, deci de asta e agățat cablu. Pe ce mai am agățat? Un paracord cu brățară din aia, cu amnar și căpărici. O busolă din aia de Decathlon. Să vedem ce avem în interior. În interior am geacă de puf, 800 cuini, Decathlon, de tăvăleală, poncio, Helicontex, îmi place foarte mult poncio ăsta. Ce mai doar aici? Apă, un bidonaj de apă. Bă, dă și mie. De un litru? Da. Eu n-am mâncare. Eu n-am mâncare. Deci, bine, îți dau mâncare pe apă. Așa. Bidon de apă. Kitul meu de supraviețuire, un kit customizat, pe care sper să vi-l arăt într-un video viitor. E foarte ușor, are 260 de grame toată chestia asta și am extrem de multe chestii. Așa. Mă văd? Perfect. Super. Topor. Wilder Hatchet de la Grand Source Brook. Îmbrăcat de Brooker Crafts, că tot Brooker. Fierăstrău. M-am gândit că venim la adăpost și poate mai construim ceva, dar nu cred că mai construim nimic aici, pentru că suntem uzi la picioare. Am trecut râul în... așa. Bocanci. Am trecut râul cu bocanci. Și niște cordelină. Asta e. Asta e echipamentul meu cu care am ieșit acum pe munte pentru câteva ore. E așa, combinat. Bushcraft, munte... Cum vi se pare? Am ieșit... Ai lanternă, da? Lanternă am aici. Deci regulile sunt așa. Să ai de ploaie, să ai de lanternă de semnalizare. Am și oglindă de semnalizare. Bun. Am foc aici. De foc, de tot. Okay. Am aici, în asta mică. Și cam atât. Și okay, să nu mori de frică, fraierul. Da, exact. Că de foame mai mănânci o bureană. Cum vi se pare joaca noastră de azi, dragilor? Vă aștept cu impresii la comentarii. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Cezar Outdoors. Puteți să vă sprijiniți și pe Patreon, link în descriere. Vă mulțumesc că aveți grijă de voi și călătoriți cu grijă și cu responsabilitate. Noi rămânem aici la adăpost să ne mai jucăm un pic. O să mai vedeți filmări de la adăpostul ăsta. Unde te duci că nu mai aud? Toate bune!